cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni, bine v-am găsit la cafeaua de dimineață. Marți, nu 13, 12, marți 12 sau 13, 12 decembrie, se pare. Nu știu dacă sunt trei ceasurile, dar clar lucrurile nu arată extraordinar în prea frumoasa noastră țară din punctul de vedere al nemulțumirii unor largi pături de angajați. Astăzi o să încercăm, așa eu cu dumneavoastră, să vedem un pic care este imaginea pe care o oferă România înainte de sărbători. Imagine pe care ne-o transmit tot felul de proteste care există în țară și normal și în județ. Păi, dacă e să ne uităm așa un pic, ieri, pe Mesagerul de Neamț, am avut doar ieri, dar în fiecare zi au fost, știri despre acțiuni de protest. Acțiuni de protest în sănătate, la DSP-uri, oamenii de acolo sunt nemulțumiți de salariile pe care le au. Ei știu dacă e sau nu e ceea ce trebuie. Avem acțiuni de protest în domeniul cultural. Cei de la Direcțiile pentru Cultură protestează și ei, dar mă îndoiesc că îi va băga cineva în seamă, pentru că sunt foarte puțini. Și lumea când aude de cultură zice, hai la și altele. Hai la și altele. Și putem să vă și ilustrăm că asta vrem să facem astăzi. De exemplu, în justiție în Neamț avem grefierii care o să încerc să și dau, să vedem dacă se și aude. În 2023. Repet, noi nu vrem o mărire de salariu, noi vrem să fim plătiți pentru munca pe care o desfășurăm, pentru potrivit salariului din cadrare și nu plafonat, așa cum grefierii din 2017, prin acele ordonanțe de la sfârșitul anului, sunt plafonați. Deci, ca să înțelegeți exact despre ce este vorba, deci grefierii protestează nu că vor să li se mărească salariul acum. Vor să li se dea ce au obținut încă din 2017 și n-au primit. Pentru că statul nostru este unul care nu-și ține cuvântul față de angajații cu care încheie contracte sociale. Așa se întâmplă și în învățământ, unde dibaciul elev și apoi student Ciolacu a încheiat un protocol după protestul profesorilor și acum spunem, bă băieți, uite care-i treaba, nu mai putem să ne ținem de cuvânt, o să vă dăm noi vreo 13% care teoretic trebuiau dați oricum că trebuie să acopere inflația și pe urmă mai vedem noi un 5% așa cândva. Deci problema asta este. Problema este că statul nu-și ține cuvântul. Și ca să vedeți, cu ajutorul unor colegi de la Național, să vedeți cum stă situația pe Național, uitați o altă știre, dacă reușesc eu să o pornesc. Anunțate de grefieri, aceștia cer, între altele, achitarea integrală a salariilor pe noiembrie, recunoscute și recalculate prin hotărâri judecătorești definitive. Sindicaliștii anunță că de astăzi grefierii vor participa doar la ședințele. Asta este știrea națională. Mai mult, aceștia amenință că în ziua votării bugetului de stat pentru anul viitor își vor întrerupe lucrul timp de 4 ore. Angajații din direcțiile de sănătate publică au intrat în a patra săptămână de proteste. Aceștia reclamă salariile mici din domeniu și spun că nu au mai beneficiat de majorări de cel puțin 6 ani. Cei aproximativ 4.100 de angajați din DSP-uri cer să fie asimilați cu colegii din Casa Națională de Asigurări de Sănătate și personalul nemedical din
Sănătate a anunțat proteste tot din cauza banilor. Mâine, sindicaliștii TESA vor picheta Ministerul Sănătății. Tot atunci, o delegație a Uniunii TESA va discuta cu ministrul Alexandru Rafila. Sindicaliștii cer majorarea salariilor cu 25% și eliminarea discriminărilor în noua lege a salarizării. Polițiștii încep seria protestelor. Aceștia reclamă, între altele, salariile mici pe care le primesc, dar și măsurile fiscal-bugetare anunțate de guvern. Sindicaliștii vor picheta până joi sediile ministerelor de interne, finanțelor, muncii, dar și sediul guvernului. Reprezentanții polițiștilor cer sporuri mai mari, actualizarea salariilor cu rata inflației, dar și a normelor de hrană, de echipare și a compensației pentru chirie. Sindicaliștii vor bani în plus și pentru angajații MEI care vor participa la alegerile de anul viitor și amenință cu boicotarea tururilor de scrutin. Deci, ați văzut cum arată lucrurile pe plan național și polițiștii vor fi primii care vor fi băgați în seamă, cred eu, de data asta, dacă se țin de cuvânt cu boicotarea alegerilor. Nimic nu-i doare mai tare pe tovărășeii care ne conduc decât să aleagă, să se atingă cineva de alegerile astea care sunt atât de importante pentru ei. Pentru că ce trebuie să nu uităm cu toții, deși nu se discută, vin tot felul de oameni amărâți care cer 5% la salar, cer să li se respecte drepturile câștigate în timp. Și în paralel se pregătește o ordonanță pentru mărirea salariilor demnitarilor, rețineți, cu 50%. Adică are omul 220.000 de lei, hai domnule, dăm 30 că suntem în austeritate, săracul, cum să descurcă el când are de făcut vacanța la Aspen? Dacă se mai duc acolo, poate găsesc alte locații mai exotice. De fapt, asta este marea problemă. Nu că se măresc salariile într-un domeniu sau altul. Marea problemă este că tovărășeii care ne conduc au început să ne ia de proști. Mai tare ca până acum, că ne luau și până acum de proști. Ne-au luat de proști când au promovat tot felul de șmecheri care și-au făcut facultatea la... Era să zic la 2 și un sfert. Mă, se supără băieții aia pe mine. Nu, și-au făcut la apelul de seară facultatea, fără să treacă pe la cursuri și acum sunt mari, mari politicieni. Bine, că sunt îngălați, nicio problemă. Că le este frică să meargă într-o emisiune de 1-1 fără să negocieze și fără să aibă punctajul de la partid, este altceva. Dacă îl pui să vorbească despre o temă serioasă, habar n-are. Dacă îl întreb când a citit ultima carte, se întreabă dacă pe modelul Marx Engels Lenin s-a publicat și Ciolacu ceva. Sau, mă rog, Ciucă. Sau Iohannis. Sunt și câteva excepții. Dar aia sunt mai ticăloși ca aia care n-au o carte. Deci, stăm pe un butoi de pulbere social. Este luna decembrie, să ne aducem aminte că tot prin decembrie s-au întâmplat acum 30 și de ani lucrurile care au dus la schimbarea regimului Ceaușescu. Eu spun că n-au dus la schimbarea regimului în România imediat. Noi am rămas într-un regim comunist încă o bucată de timp. Că așa se fac trecerile astea, Toarșu Iliescu, nu era mult deosebit Toarșu Ceaușescu. Dacă nu trebuia să mimeze democrația, n-o mima. Și nici n-a mimat-o când a fost chestia cu minerii, cu autobuzul căruia a dat foc Ministerul de Interne să zică că au dat alții foc ca să poată să declanșeze represiunea în țară. Deci nu. Noi n-am schimbat aproape nimic. Am schimbat niște șmecheri în conducerea țării succesiv, șmecheri care în marea lor majoritate sunt sau cumpărați, sau ghidonați, puțini sunt cei care au cuvintele și curajul la ei, să nu vă luați după cei care acum spun, domne, noi facem țărișoara noastră. Nu, și ei sunt ghidonați marea lor majoritate. Deci stăm pe o bombă socială.
din ianuarie vor crește, vor exploda prețurile la gunoi, că așa au semnat ai noștri niște protocoale, că suntem obligați, că așa vrem noi românii să fim în fruntea, și vor crește prețurile la gunoi. Prețurile la apă se vor duce în sus și ele. Prețurile la energie, că vorba aceea, noi punem atomice, nucleare, extraterestre. O să ne luăm energia pe lasere cosmice de la extraterestri pe care nu i-am găsit încă. Dar vor trimite în România energia asta și vom avea energie gratis, cum am avut apă gratis de la un candidat, cum dădeam noi apă gratis de la un candidat din Neamț care vindea apa la Bacău și cu banii aia ne plătea nouă facturile la apă. N-am depășit mult nivelul ăla. Suntem tot acolo. Mergem un pic mai departe, dacă reușesc eu să văd dacă pot să dau. Deci, o nouă știre care ne bate la cap în fiecare zi este că România a obținut un mare succes diplomatic. Atât de mare încât iarăși am fost pus în poziția în genunchi și trebuie să ne gândim de ce capăt al știrii suntem, ca să știm dacă avem sau nu satisfacție. Austriecii ne-au zis, bă, vă dăm voie să veniți în Schengen, dar prin aer, nu altfel. Haideți să vedem cum ar suna știrea la o televiziune națională. Putea intra parțial în spațiul Schengen? Austria ar fi de acord să relaxeze vetoul împotriva aderării României și Bulgariei. Guvernul de la Viena pune însă o serie de condiții. Austriecii vor mai multe controale la granițele terestre dintre România, Bulgaria și Ungaria, dar și acceptarea azilanților afgani și sirieni. Deci, ați auzit? Austria, în mărinimia ei aristocrată, zice așa, bă, uite care-i treaba, noi ne-am răzgândit. Nu că avem noi problemele noastre în interior. Nu că suntem în pericol să nu ne mai să facem guvern, ăștia care stăm la guvern. Noi ne-am răzgândit și am zis așa. Bă, hai să vă dăm drumul în aia, să veniți cu avioanele mai ușor acolo. Nu mai pierdeți 10 minute stând la coadă, o să mergeți în 5 minute. Asta este o mare realizare. Cu transporturile terestre, unde aveți voi probleme, mai stați. Mai stați că, na, asta e. În schimb, în mărinimia noastră, vă rugăm, vă somăm, să spuneți așa, bă, noi românii suntem de vină că aveți voi migranți. Noi românii suntem de vină ca să nu-i cădem noi de proști austrieci, care până acum am zis că migranții vin de la voi, deși lucrurile sunt clare. Nu vin de la noi decât în proporție foarte mică. Și atunci eu zic, bă, recunoașteți asta, pupați mâna austriacului, inelul grofului și vă dăm drumul să veniți în aer. Dar, ia luați-mi voi afganii și palestinienii din țară, dacă tot ziceți că au intrat pe la voi, luați-i la voi. Și să vedem ce se întâmplă? Multan, Viena cere mai multe fonduri europene pentru protecția frontierelor. Vestea a fost primită cu optimism la București. Premierul Marcel Ciolacu a scris pe Facebook că am spart gheața și că Austria și-a flexibilizat poziția, iar Deci, ați auzit? Premierul Marcel Ciolacu a spus, domne, am spart gheața și Austria și-a flexibilizat poziția. Da. Și a mai spus domnul Ciolacu ceva. Doamne, nu mi se pare inacceptabilă chestia asta cu preluarea migranților. Acum, întreb și eu. Cam câți migranți poate să susțină România, migranți care n-au trecut pe la noi? Este ăsta un preț acceptabil pentru intrarea în Schengen aerian? Bulgarii au respins imediat această propunere umilitoare. Noi ne bucurăm.
Unii nu vor mai fi nevoiți să stea la cozi când vor zbura în interiorul Uniunii Europene. Și președintele Senatului Nicolae Ciucă a reacționat, dar a fost ceva mai rezervat și a spus că o decizie ar putea fi luată într-un Consiliu GEAI extraordinar care ar putea fi organizat până la finele anului. Reacțiile au fost împărțite însă la Bruxelles. Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan a spus că trebuie să fim rezervați până când nu va fi oficializat și un calendar de aderare. Să fim foarte prudenți, foarte calculați. Negocierile continuă, Cătălin Predoiu va fi marți în Slovenia, va conduce aceste negocieri, dar asta nu înseamnă că în momentul ăsta lucrurile sunt stabilite, putem scoate sticlele de șampanie și să începem hora. Sunt încă rezervat și vă spun de ce. Sigur că e un pas înainte, clar o schimbare a poziției Austriei față de România, dar aici se discută încă două chestiuni. Cum va fi această decizie? Dacă decizia va fi una care să fie în doi pași și să fie luată o singură dată, adică o decizie care să cuprindă un calendar cu două etape, unul deschiderea granițelor pe aeroportoar, ulterior în vară sau toamnă deschiderea granițelor pe terestru și feroviar, sau vor fi două decizii. Va fi o decizie pentru deschiderea granițelor pe aeroportoar, eventuala schimbarea calendarului pe 22-23 martie, sau vor fi două decizii, una acum pentru aeroportoar, respectiv una în august într-un alt summit. Mai avem un vot. Deci, aici, Rareș Bogdan, care orice pot să spui despre el, că e trompetă, că nu-și ține promisiunile, că aia prost nu e, explică ce s-ar putea negocia. Adică să negociezi o dată pentru două etape. Prima dată pe aer și prin porturi și după aceea terestru, undeva în toamnă. Asta ar fi o variantă, dar avem și alții care ne spun cum e cu Schengenul ăsta. Haideți să vedem. A salutat decizia Austriei și a spus că România a obținut o victorie de etapă. Este o victorie a României, trebuie spus foarte clar lucrul acesta, pentru că de 13 ani tot așteptăm să se întâmple ceva. Este o victorie de etapă. De fapt, dacă ne uităm un pic la cerințele vehiculate, vedem acolo nevoia ca Agenția Europeană în materie de protecție a frontierelor să se implice mai mult în a securiza chiar frontiera Bulgariei cu Turcia. Și ministrul de interne a reacționat după anunțul că Austria ar fi de acord cu relaxarea vetoului pentru aderarea la spațiul Schengen. Cătălin Predoiu este însă rezervat și a spus aseară într-o intervenție pentru Digi24 că negocierile continuă. Deci, Austria ne-a întins o capcană. Dacă nu știm să negociem toate aceste lucruri, ne vom face din nou de râs la sfârșit de an. Dacă vom accepta condițiile umilitoare a Austriei, nu este o victorie. Este un fel de, hai să-i spunem, mic succes obținut în condiții umilitoare pentru o țară care și așa a fost umilită până acum în Uniunea Europeană. A fost umilită fără niciun fel de jenă și când a venit vorba de subvenții și când a venit vorba despre tot felul de proiecte și programe care, bine, și din vina noastră, la noi s-au aplicat mult mai târziu. Din vina noastră, din vina celor care ne conduc și fac programele. Ce se va întâmpla mai devreme sau mai târziu, dacă Uniunea Europeană va mai exista? Austria și cu Olanda vor ceda, dar până atunci vor încerca să ne umilească în continuare. Nimeni nu vrea să vorbească în această prea frumoasă Uniune Europeană direct, sau în România mai ales, direct și concret, despre pericolul, eu îi spun pericolul că așa îl numesc ei, pun ghilimele la pericol, partidelor care vin din afara sistemului. Ei le spun extremiste, de stânga, de dreapta. Vin din afara sistemului, vin cu voturi obținute de la oameni. Dacă oamenii i-au votat, înseamnă că oamenii simt nevoia să-i voteze și sunt nemulțumiți de partidele vechi. Dacă partidele vechi îi numesc pe ăștia extremiști, este doar denumirea unor indivizi care se tem pentru pozițiile lor. Că ei, unii dintre ei sunt extremiști în viziunea noastră? Probabil.
Dar să nu uităm că ei vin în spate cu voturi. Într-o societate democratică, voturile sunt cele care ar trebui să decidă. Numai că acum ni se spune așa, păi degeaba iau ăia voturi, că le iau de la ea proști. Ăia care n-au citit, ăia care n-au făcut școală, ăia care nu-și fac temele la PISA. Și ăștia sunt proști, dom'le, pe ăștia nu trebuie să-i ținem cont de ei, chiar dacă câștigă alegeri. Chiar ăștia sunt niște proști. Dar ce te faci tu când vorba lui Lăpușneanu, dacă țineți minte, proști da mulți. Dacă proștii ăștia vor trimite în Parlamentul European foarte mulți europarlamentari care vor ajunge să înțeleagă între ei, ce va face toată burghezia comunistoidă care trăiește acum? Da, o să ziceți, ce mai adic, burghezi comuniști? Da, domne, burghezie comunistoidă care trăiește la Bruxelles din purcoiul de bani care se împart acolo și care sunt adevărate dinastii și au făcut dinastii, după cum avem dinastii la noi în Parlament, avem dinastii în instituții publice, în prefecturi, în consilii județene, sunt dinastii. Tata își aduce nepoata, nepoata își aduce prietenul sau invers, prietenul își aduce prietena, după ce mama l-a adus pe preten acolo și i-a mai dat un loc de muncă și tot așa. Ce ne facem, deci, dacă aceste partide vor ajunge să domine Europa? Și care partide care transmit un mesaj destul de îngrijorător pentru Uniunea Europeană? În rest, în România stăm bine. Stăm bine, nici nu știu dacă avem o știre de genul acela astăzi, nu cred. Știrea sună cam așa. Guvernul a aprobat, având în vedere măsurile de austeritate care trebuie să le ia, plata a 1,1 miliarde euro sau dolari, nu știu, chiar nu mai contează, pentru achiziționarea 200, cred că, sau așa, de obuze Patriot. Adică 1,1 miliarde, mai adăugați celelalte miliarde plătite pentru și ajungem la un PIB, o cheltuială din PIB pentru înarmarea războinicii noastre țări. Suntem niște războinici în ultima perioadă foarte tare și avem nevoie de toate aceste lucruri ca să ne apărăm, deși suntem foarte bine apărați în granițele noastre de NATO. Deci, da, trebuie să ne apărăm și singuri și trebuie să cheltuim banii ăștia, că dar avem un excedent bugetar foarte mare. Deci, s-au mai dus 1,1 miliarde de euro. De unde vin banii ăștia? Păi, da, ce? Nu avem cine să ne împrumute? Dar, în schimb, guvernanții noștri lucrează acum la ce credeți dumneavoastră? La bugetul de anul viitor, că de trebuie să-și asigure și ei resurse. Ia să vedem dacă mai pornește știrea. Continuă creionarea bugetului de stat pentru 2024. Liderii PSD și PNL au avut discuții în weekend. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat majorări de salarii pentru bugetari, dar nu și pentru demnitari. Vor fi o majorare la tot sistemul bugetar de 5%, mai puțin pentru demnitari. Este fals. Se discută despre, așa este pregătit și un OUG pentru demnitar, se așteaptă momentul potrivit. Este o decizie, este o decizie foarte clară. Menținem 7, mergem chiar mai mult, fiindcă oricum a crescut PIB-ul și mergem și mai mult pe investiții nominal, dar mergem la un procent de 7,3% pe investiții, este cel mai mare buget pe investiții din istoria României. Avem un buget iarăși istoric la educație de 4,1%, deci o mărire de 60% a bugetului pe educație. Facem o pauză. Nu spune
dacă bugetul ăsta pe educație se referă la ceva concret sau iarăși se vor aloca bani pentru masă caldă și ei nu vor fi cheltuiți până la sfârșitul anului și va lua înapoi, vor fi înapoi la bugetul de stat trimiși. Trebuie să ținem cont și de faptul că avem fonduri europene prinse în PNRR și în exercițiul financiar actual de aproape 12 miliarde în acest moment, sunt cele mai mari investiții în sistemul de educație. Ia uitați-vă un pic, dau înapoi, uitați-vă la fața, este cel mai mare buget pe investiții. Uitați-vă la fața domnului Ciolacu acum. Avem un buget iarăși istoric la educație de 4,1%, deci o mărire de 60% a bugetului pe educație. Trebuie să ținem cont și de faptul că avem fonduri europene uitați-vă acum prinse în PNRR. Ați văzut? Europene, avem fonduri europene nu s-a absorbite, sunt prinse în PNRR, dar le prindem și noi în bugetul învățământului, dar alea se vor deconta cândva. Hai să vedem. Prinse în PNRR și în exercițiul financiar actual de aproape 12 miliarde. Exercițiul financiar actual nu ne spune dacă se referă la exercițiul ăla pe mai mulți ani sau pentru bugetul de anul viitor. În acest moment sunt cele mai mari investiții în sistemul de educație, în școli, în toată infrastructura. Este atât de inconfortabil pentru domnul Ciolacu să vorbească despre învățământ, se vede asta pe fața lui, încât chiar ți-e milă că acești reporteri îndrăznesc să-l întrebe asemenea lucruri. Profesorii vor fi acordate salariile profesorilor, o să decid cu liderii de sindicat în aceste zile. Deci, salariile profesorilor, la și alții, ca de obicei, o să decidă domnul Ciolacu, o să decid împreună cu liderii de sindicat, care fie vorba între noi, sunt controlați, majoritatea dintre ei, de către cine trebuie, și o să decid eu cu ei. Adică, na, facem una mică și decidem. Cine are potul mai mare, spune 13%, 5%. Ce este interesant? Normal să așteptăm să închidem întregul buget, să bugeteze acești bani la Ministerul Educației. Sunt ferm convins că vom avea împreună o situație corectă. Cifra de deficit va fi... Ne oprim cu deficitul. La Ministerul Educației vom avea o situație corectă și am mai spus Ciolacu zilele trecute, domnule, trebuie plătiți profesorii după performanțe, lucru cu care sunt total de acord, dar nu așa cum ne spune domnul Ciolacu. Pentru că domnul Ciolacu ar trebui să fie corect până la capăt și ar trebui să spună așa, trebuie să plătim după performanță tot personalul care ia bani de la stat. Și atunci, trebuie să-l plătim după performanță pe cel din minister, pe cel din societăți, instituții descentralizate, pe cei care fac parte din consilii de administrație de la societăți de stat, pe cei care lucrează în justiție, pe cei care lucrează în DSP-uri, nu doar pe profesori. Eu înțeleg teama guvernanților că această tagmă de profesori, a profesorilor, sunt mai periculoși decât alții. Pentru că în momentul în care s-au enervat, și s-au enervat puțin, dar nu total, anul trecut, în anul ăsta, când au făcut greva generală, în vară,
pot da peste cap, nu un guvern, ci două, trei. Marșul acela al profesorilor din București, care a ocupat strada și a dat o senzație de unitate la vremea aceea, i-a speriat pe toți. I-a speriat pe toți la modul serios. Pentru că nu poți să pui jandarmii pe profesori și după aceea să spui că vezi că ăștia erau periculoși. Dacă profesorii ar fi uniți, așa cum ar trebui să fie, și nu cu cozi de topor printre ei, lucrurile s-ar putea rezolva la nivel național, nu numai pentru profesori. Și în general, dacă tagmele astea de unități sindicale ale oamenilor care au carte mai multă și responsabilități s-ar uni cu adevărat și ar găsi liderii, s-ar schimba rapid lucrurile în țară. Și toate loazele care sunt în funcții ar dispărea. Eu să fiu în sindicatul profesorilor, m-ar durea în spate de GDPR și le-aș publica notele la ăștia, la toți, pe care le-au avut prin școală. Să vină după aceea cu GDPR-ul să ne facă ceva. Ca să vedem și noi cine ne conduce. Da, nu sunt sindicalist, nu sunt politician, deși, având în vedere ultima găselniță a tovărășeilor cu semnarea acelui acord pentru emisii zero de carbon, începe să mă bată gândul să caut un partid care nu este pro-sistem, să vedem cum ar fi ca să poți să te distrezi cu aceste personaje. Cine vrea să citească acea hotărâre de guvern care a devenit practic lege și care stipulează că în 2050, bine, mulți dintre noi nu vom mai fi atunci, dar vor fi copiii. Nu vei putea circula cu mașina proprietate decât un număr de 6500 de kilometri. Că transportatorii nu vor putea duce cu mașinile lor decât un anumit număr de kilometri. Totul ca să te oblige să nu mai folosești mașina personală decât foarte puțin. Totul ca să te oblige să nu mai folosești firmele de transporturi vor fi lovite crunt până atunci, că există termene cu scăderea numărului de mașini, de kilometri, de emisii. E o întreagă tevatură. Și noi am semnat și nimeni n-a ieșit să ne explice că până atunci vom avea fiecare probabil un aparat cu care să zburăm, să ne deplasăm dintr-un loc în altul. Nu știu dacă sunt prinse și elicopterele în această lege. Că poate vom avea mini-elicoptere personale să ne deplasăm. Cei care nu vor suferi, ghiciți cine vor fi? Politicienii. Pentru că ei sunt demnitari. Și demnitarii trăiesc după alte reguli. Ne oprim aici, nu înainte de a continua cu o știre pe care vreau să văd dacă o găsesc. Deci, o știre aparent minoră, dar în realitate ea la nivelul municipiului Piatra Neamț și nu numai, va avea, simt eu așa că va avea un impact. Este vorba despre încheierea raporturilor de muncă ale lui Liviu Harbus cu primăria Piatra Neamț. Ele s-au încheiat pentru că a venit asta cu austeritatea și s-a redus numărul de posturi în cabinetul primarului. Liviu Harbus pleacă deocamdată de la primărie. Primarul spune că Liviu rămâne parte a echipei, rămâne de văzut ce vom face de anul viitor. Eu vreau să vă spun doar că Liviu Harbus, care este partea echipei în primărie și am înțeles în PNL, poate după 15 ianuarie să candideze, el având un fel de incompatibilitate făcută de ani așa pe ceva care a existat doar pe hârtie, dar mă rog, asta era legea,
și după 15 ianuarie poate să ocupe și funcții publice. Până acum n-avea voie, de aceea a și fost doar consilier al primarului, șeful de cabinet, pentru că primarul putea să angajeze, dar poate să intre și pe o poziție politică. Ceea ce va face viața veselă, nu știu dacă în PNL, dar în Neamț, în raporturile cu alte partide. Dar, nota bene, Liviu Harbuș poate să facă, dacă vrea, de acum, că e liber, și o emisiune la Mesagerul de Neamț, să o facă el, singur, fără subsemnatul. Ne oprim aici și vă spunem o zi plăcută. Proteste interesante, cei care protestați. Știri cât mai multe interesante, cei care mai citiți. Să știți că mai sunt și deschise librării, se poate citi și câte o carte, că dă bine la cerebel. Numai bine, sănătate!